Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a anunțat luni că în acest an Hora Bucovinei va fi scena stabilirii unui record internațional. 25 de cascadori în frunte cu Vali Vasilescu urmau să-și dea foc în timp ce dansau o horă. Pentru încercarea de stabilire a recordului mondial, Consiliul Județean alocase 30.000 de euro. Va fi un record Guinness Book eminamente românesc, pentru că toate elementele care concură la realizarea acestui record sunt românești, pornind de la partea de straie, de veșminte care sunt tipici românești, dar mergând și până la tehnologia propriu-zisă acestui record. Scenariul acestui eveniment va fi ca acest număr de 24 de cascadori și domnia sa, domnul Valentin Vasilescu, deci practic o echipă de 25, simultan, în același moment, dansând o horă românească, îmbrăcați în straie românești, își vor da foc simultan și, evident, vor încerca să depășească acest moment, acest eveniment, acest record Guinness Book. Marți, printr-un comunicat de presă, Muzeul Bucovinei a anunțat că încercarea de stabilire a recordului mondial nu va mai avea loc, din motive de ordin tehnic. Hora Bucovinei va avea loc duminică 18 mai în fosta tabără din Bucșoaia, orașul Frasin.